vine iarna, compensațiile încă nu sunt deșifrate pentru cine ar să fie și în ce variantă, dar omul care practic ar să achită 70% sau 80% din veniturile familiei pentru serviciile comunale, ce face el mai departe? Cu copii, cu viață. Cea mai importantă problemă, noi avem resursele imense în sfera care se numește economie informală sau muncă la negru. Acolo sunt banii pentru medici, pentru pedagogi, pentru serviciile publice, pentru demnitari publici, etc. și pentru economie națională. Acolo o bună parte stau, iau plic, sunt mulțumiți, semnează bordero pentru 900 de lei și restul nu-i doare cap. Și noi am propus împreună, acum am lucrat și cu guvernul și acum este un plan concret, să fie înăsprite sancțiunile față de cei care folosesc muncă la negru. Ce înseamnă? Bulgaria, Polonia, România. A fost depistată o persoană care muncește la negru fără de contract individual, 3.000 euro pentru o persoană. Și atunci s-a depistat 10, 30.000 de euro. Și atunci patronul vă pune pe cântar. Ce e mai convenabil? Să achită toate impozitele sau să angajeze la negru? Noi vrem să rămână tineri, să creează familie, dar familia poate să trăiască când bine, când are salariu decent. Este nevoie ca partenerul social, iar partenerii sociale sunt guvernul, sindicatul, patronatul, partenerul social, guvernul, care este constituit din ministri, care blochează activitatea guvernului, de fapt, în momentul acesta, să fie receptiv față de ceea ce se întâmplă în țară, față de viața economică, față de cerințele care se vor spune la acest meeting și care se înaintează la Comisia Tripartită, Guvern, Sindicate, Patronat. Noi avem astfel de comisie. Din păcate, situația este că se dialoguează numai între sindicate și patronat. Guvernul își face lucrul său, ca motanul cel la Sătul și bine făcut. Stăpâna strigă, iar el își ia smântâna. Mă gândesc cum a să achit iarna căldură și acum o achit, că am datorii. E greu de trec cu așa salariu, când mai ales în familie eu unica lucrez. Și trebuie să întrețin casa, nu numai căldură, dar și avem și lumină și apă. Și... Dar trebuie să mai mâncăm, trebuie să trăim, dar salariu mizerabil. Suntem foarte dezamăgiți și... Am rămas numai cu promisiunile, ne-au fost promise numai atunci când au avut nevoie ca să-i votăm și să-i alegem în Parlament.